Și eu vreau ca să fie foarte clar. Noi nu avem nimic împotriva rușilor. Noi avem împotriva tancurilor rusești. Noi nu avem împotriva ceva împotriva lor. Noi vrem doar ca Federația Rusă, la fel ca alte state, să respecte Republica Moldova, să respecte cetățenii Republicii Moldova, să respecte alegerea cetățenilor Republicii Moldova. Noi suntem o țară democratică, aici oamenii aleg, da, încă trebuie să mai consolidăm această democrație, dar oamenii decid ce fac, unde merg, cu cine cooperează. Și decizia cetățenilor pornește de la interesul cetățenilor noștri. Asta este firesc.